Femeia are 41 de ani și mergea la cumpărături împreună cu soțul ei. Două cărămizi ornamentale desprinse de pe fațada unui bloc din centrul orașului au căzut, iar una dintre ele a lovit-o în cap pe femeie. Soțul ei a sunat la 112 și un echipaj de terapie intensivă mobilă a ajuns la fața locului și a acordat primele îngrijiri. Bucată mare de tencuială i-a căzut în cap și bucățile astea două s-au spart la ea în cap, deci era întreagă bucată. Păi deja era lumea strânsă acolo, eu ce să mai facă? Era un domn care se pricepea, i-a zis că nu îi dați apă pe gură, că să neacă, eu cu ce să mai ajut dacă erau deci a intervenit 10 întrecător. Inși, da. Este o pacientă care a suferit un traumatism craniu cerebral, pustă pierderea stării de conștiință de aproximativ 10 minute din afirmațiile soțului. Problema este în felul următor, existând suspiciunea că este însărcinată, acest lucru ne limitează posibilitățile de investigație, motiv pentru care în acest moment este în serviciu de ginecologie pentru a fi sigur dacă este sau nu însărcinată, ca să urmăm protocoalele respective. În acest caz, poliția a deschis o anchetă.